Domn Costel? Da. Am venit în vizită la domnul Dan. La Cuscru. Da, să-l vedem. Să-i dăm un corbaci. Domnul Dan ce face? Hai mai coace să vezi ce face. Domnul Dan ce face? Uite-te, scumpule meu. Cum am așteptat eu astăzi pe voi? Nici nu m-am strâns mâna, domnul Dan. Ai văzut? Scumpule, uite-te tu cu ce vă aștept eu. Pune acolo un picuț. Deja, păi când îți bătrân... Păi un pic de fum, dar... este și un pic de marfă bună acolo. Oi. Este? Oi. Auzi, nu cred. Da. Zici, când îți bătrân să mă călcați cu căruța. Asta ai cum ținut locul. N-ai ce face. Să luăm plânina ca asta. Asta îți făcea șeful, mă. Lasă, scoate! Asta e făcută, mă, deja, mă. Cristinel. Cristinel? Ai venit un fum, mă, și tu. De ce? Da, să fac așa mai bubucat un pic. Nu, bă, Cristinel, dar ce-ai greșit? Ce-ai fac aia cu ochii, mă? Nelule! Ai ceva de zis? Ce-ai greșit, mă, Cristian, mă? Aia cu ochii, nici drag. Știți cum spunea maestrul la atelier? Cum? Când mergeam iarna la atelier, zicea așa, unde e fum e și căldură, dar pe când se făcea caldă trebuia să plecăm de la ore. Da, da. Am luat și la mine, să gata din chinașca, am luat din jos și acum nu mai este fum. Uite-te pe ce s-a fumat aici. Uitați aici, de la prietenul nostru, domnul Mihai din Germania. O sosit colegul. Da, da, azi dimineața la 7 m-am dus. Da, atâtea au pus aici, om. Oi. Lasă că le-am niște de să vedem. Domnul Mihai, dragă. Să vedea Dumnezeu să ne dați. Ce va să facem vreo 2-3 milioane de euro acolo. E de muncă. A? Să poți să lucrezi cu... Imagine ceva marfă de 2-3 milioane de euro. Acolo, în straiță. Nu te gândi rău. Nu. Lasă, că ai bărbat ala luce, mi-și a pus nu știu ce vreau. Ce ai zis? Domnul Dan. Ala ce l-a dat la Mihai, el a fost mai... A fost un pic mai scurt, o constant. Ține mai de vârf, întotdeauna, mai de vârf. Dar de acolo ține corbaci, întotdeauna. O dă-i-a, mă. Bună! De acolo. Așa. Întotdeauna numai... Codrule! Codrule! Da, mamă. Are ține aici. Corbaci. Ține aici. Așa, fă și tu. Ia să te vedem. Cum știi să pui? Vreau să pun pe care nu mai vine unul care să cacă. Hai! Uai, mamă. Domnul Nelu! Domnul Nelu! Vă știți? Vă știți? Câte au fugit de acasă? Da, nu, cum am auzit. Nu, nu știu nimic. Ha? Dar zic că nu. Nu mai am nici nu știu ce. 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 Nepotul tău primit iarăși unul de ăsta de la domnul Dan. Domnul Dan, da. Ăsta s-o cadorisit ieri de la dumneavoastră iarăși cu un bici, așa-i? Cine? Nepotul lui Codru. Da! Dar din câte am înțeles, nu vă plăti nimic cu el. L-a dus înapoi. Ha? L-a dus înapoi. Vi l-a dus înapoi? Sigur, nu s-o dus l-a dus. Am înțeles. Copil de asta! Deci tu te-ai molipsit de la mine, nu? Cu ce? Cu stat puțin. Că ce-o zmișu, bine, mă? Da. Hă? Da. Îl așteptăm. Nu mai des mai cum. Domn Costel. Las-mă farfurile de acolo, mă, și... Ce faceți? Aștept să... Să vă pui și în farfuria, mă. Hai, mă, să le trag aici. Domn Costel. Se lasă una la Cristi. Salată de fructe, Cristi, mi-o. Pentru cine? Pentru cine? Pentru Mihai și pentru... Pentru cine? Pentru Codruța, nu. Uite-te ce meniu v-am făcut, bă. Uite, pâine prăjită. Tu vezi ce e acolo, Cristian? Uite-te tu acolo, în lavă. Bă, dar să nu vă plângeți. Păi nu ne plânge, nu lasă mâncă bă ăsta că n-am adus muștarul.
A, mă culpă cu sufletul că ne omoră iarna asta. Ne bagă în pământ. Mai prinde paștile. Lasă camera aia Cristi, pune de șurucă complet, o să răcească. Pune pe trepied. Și țâpă-te pe faule, tată. Ha? Ca pe faci colică. Și pentru Nea Mihai, bă, Nea Cristi. Vadă. Nea Mihai, te salutăm. Dar fiți atenți că domnul Mihai bagă și dânsul salat acum. Da. Deci să vă arăt niște poze ce pe tăi grătar. L-am văzut acolo. Dar acum, grătar. Bune. Grătar special. L-am văzut. Trimis poze faine. L-am văzut. Niște ciuperci, acolo, niște salate bune, deci... Mâncă la modul serios. S-a zis că ne-au luat un cursul de bucătărie. Ăsta era. De la o seară. Uite-te tu, sculă. De lucrat pentru femei, la bucătărie, de orice. Cuțit, finuț, bă. Aia se fumă, bă. Da. Bă, hai, codrule. Hai, scumpule, și antrenează pe și tot. E bună asta, oare? Bine, atâta? După mine. Rușinește până când mă. Ia, Cristine. I-am gătat și la cusrabarta de azi vară. De la zoalii costele am promis că-i fac și am terminat-o ea. Seamănă un pic cu scoaia mea. E mai fain aici, mâneară, uite cum e făcut din cu... Să nu-i luăm de ce din mână. Da, da. Și adunată unde e? Ia acolo, pe cuptor. Luat-o. Ia, asta e a mea. Și asta am făcut-o la cuscra. Vezi că e altfel mânearul aici, un pic, să nu... Să nu derapeze mâna de pe el. Tot de perfecționăm, Cristian. Cum trece ziua, mai învățăm ceva. Și ține foarte bine, să și simte la mână. Altfel ține mâna pe ăsta. Să-i dau la cuscu, să-i duc acasă, că poate vrea să nu știu ceva cu ea. Te-ai uitat pe să bea lelele, nu scrie nimic? Nu, mă. Așa. E bun, mă. Păi, care are monturi pe fund, trebuie să-și e bun. Dă-mi un pahar. De acolo, e pe mă. Băi, o bere după aia. Care are un pic de monturi în el, înseamnă că e după vin. Trageți încolo, domnul, da. Cum zici? Să tragă. Hai să-l ia la... De-aia umblă șefin cu el să nu-l zărbălesc. Dă-mă unde este. Ia ce-i, mă, sunt acolo sub pumbulițele așa. Să nu-l zărbălesc, aia vreau. Codrule, tu ți-ai pus suc? Da. Pleu suc? Cristi, tu ce vrei? Nimica. Apă? Nimica. Nici apă? Da, apă, dar nu apă. Ce-o spune, hai că vii eu? Da. Nu răspuns atunci, dar o puteai să... S-a odurnit, mă. S-a odinit un mic. O odurnit amunii s-a trezit. Dacă mi-are mâine tu, dai seama. Eu am acces, dacă... Cred că vine frigomul. Domn Costel, cum v-ați simțit ieri la concursul de cai? Foarte bine. Ce ați remarcat foarte special? La ce? Concurs. Ce v-a plăcut, de fapt? Ce ați remarcat? Ceva foarte frumos? Toate animalele au fost frumoase. Frumoase, și aici au venit oameni din toată țara. Da. No, standurile pentru cai făcute foarte frumos. Așa e. Pare și poftită. Asta? Da. Ai un căpoc și gata. Nu, nu. Ăsta cu el. Ăsta e bagajul lui Stelica nostru. Uite, scrie aici. Uite-te aici, scrie Stelica pe el, vezi-l? Nu se vede de la ăla, vezi? Stai să-l trag un pic mai în sus. Uite-te aici. Stelica mondialul, așa se ziceți. Nu știu, asta îl punem la stelică. Cu tot acum Dumnezeu, ce trebuie. Complet, nu? Da, da, îl puneți pe masă. Da. No, vedeți pe aici? Tot acest scrie. Costel. No, scoateți-l afară să-l vedem. Vezi că ăsta a fost al calului dânsului, l-a folosit foarte puțin. Da. Da. Dar ăla l-a cumpărat nou expre pentru stelică. Oare e bun la friziană, mă? Oi, oi. Asta e cu... Fii atent, cu astea, chiar cu cristale Swarovski. Nu, astea cu cristale Swarovski. Da, da. Și aici, uite-n tăritură. Du-l acolo la băieți, să se uite și ei la el.
Oh, na, prinde-le asta. Păi nu am pușe, trebuie să-ți cumperi deale carabine. În orice caz, uite, bă, zăbele de inox. Ia și cu ștanța pe el de 14,5. Ia ce? Asta e al lui Cuscru, lui Daniel, vezi el? Briceagul. Briceagul. Nu știu ce are, el îl deschide. Domnul, dar puneți-l deocamdată pe masă, acolo în dreptul dumneavoastră. Ăsta ce scrie pe el? Codru. Codru. Fii atent ce căpăstru are codru, tata. Ăsta e bagajul, ăsta e bagajul codrile, nu? Nu, ce cap. Codrule, hai încoace, codrule. Nu vezi tu savati poți să te pornești ce. Codrule. Fii atent. Nu, hai încoace. Că păstrul zorul o tăiat ăsta. Acum da. Eu am dat în zero pe tăiță. Nu l-am putut avea astăzi când am trecut caii peste Someș. Ați mers călare azi. E, mă. Codrule, pe tăiți ne-ai băgat în zero. Hai, domnule, ai dai Dumnezeu sănătate. Face și noroc. Ce putere în șoapte. Șobotă pe spate. Uite-te tu, zăbele și căpăl. Dai Dumnezeu sănătate, domnule, ai. Frumos cadou, frumos cadou. Nu rămâne, mă, dar tărutii te-ai, mă. Frumos cadou. Codrenule, la ăla îți trebuie ciuriu când te faci, hai duc, tată. Pune-ți-l la cingătoare. Uite-te tu, bă. Ia, scoate-l. Nu face copii. Ia să te vând, scoate-l. Îl face cowboy pe codrunii, bă. Ia, da, întoarce-l încoace. Bă. Fii atent de bucătar muscolo. Fii atent aici. Ia, hai mai încoace. Nu mă, hai duci-l un șeptic, că eu mai avut de ăsta. Hai mai încoace. În orice caz, uite-te tu, mare. Oi, 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 ce șuriu, mă. No, foarte. Hai de capul meu, domnii ai. Da, primeare, îmi pun acolo, eu să avem ce. Lasă, lasă-l. A cui? Nu contează, lasă-l. Așa. Bagă-ți-l în teacă și puneți asta. Ia, la cingăsoare. Să vedem. Domn Costel, ce scoate-ți-l din arătat? Nu, 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 lasă că și-l scoate el, bă, fii atent. Ăsta se pregătește de haiducie și nu ne zice nimic nu, de cata ăsta. Cine? Rotundu. Am o caloa, mai este mai lipsă. Exact. Așa caz, uite ce tumar. Scoate să vedem ăla. Nu. No. Sfâl, ăla, pune-le alea pe masă. Pune-le astea pe masă, te rog. Cine? Ce ăla e lui domnul Albert? Da, 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 da. O să-l... O să-l... O să-l sunăm pe domnul Albert. Nu știu, să-i dau unul. Ia, vezi, apasă pe buton. Vezi să nu sară la mapă pe mine. E mai mult să acolo. Nu, nu, așa e cum zic. Ia, bă. Ia să vedem. Uite-te tu, marfă, mă. Ia să vedem, Codrule, ia. Ce-o bătut Dumnezeu cu noroc. Ai, ai, ai. Am ce-o bătut Dumnezeu cu noroc, uite-te tu, marfă. Da, bă, Codrule, tu nici de Crăciun ai primit atâtea cadouri. De unde, mă, Codrule? În viața mea n-am primit atâtea. Cadouri? Nu-i bai că se pornește... Da. Se pornește la el, că n-are ce acolo. Face. Du-te dincolo. Codrule, du-te acolo și dă-i și la ăla să se uite. Mulțumesc, domn Mihai. Nu, și caz. Prezentați-ne, vă rog. Ia uite. Cureau pe berbec, să trăim la mulțaj, mă, băiete. Nii, bă. Stai, că nu-i singur. Ia și dar am zis să vă uitați la cea. Nu, frate. Da, uite, mă, tu l-au fost. El-i, mă, trebuie. Uite de cât e, mă. Și 37 eu pot văd. Nii, bă. Și 3. Auzi, Costel. Și 3? La o jumătate de oră. Bun. Da, îmi dau 5 minute. Bă. Exact, o jumătate de oră. Auzi? Pe berbeci sunt astea, bă. Am unde aduc aminte. Pe berbeci. Dar frumoase. Hai că-i bai mare. Uitați aici prietenul nostru, Mihai. De la Turda. Ia, yeah, domnul Mihai, mă, a ajuns, mă. Cât t-o făcut? Păi, cu bicicleta ai venit? Da, da. Ce le-ai adus la băieți? Ce apă sfânțită, de la munte. Nu, no, mă. Aveți câte ar fost nervos că nu ți-am luat apă. Am o poți să bea. Nu poți să bea, să te privezi eu cum bea ea. Dar tu ce faci cu cuțitul? Trebuie să mânci eclipsă. Să tai, să tai grătarul. Nu, nu. Da, mă. Ia, mă, ce e. Trebuie să vedem, că nu știm cum să deștide, mă. Pe buton undeva să apasă. Nu, nu. Ba da. Nu, așa, așa, e siguranță. Ei, bă. Puneți-l ușor jos. Căpăstrul Zorul. Fabrica de căruțe, bă. Scrie pe care vezi. Scrie după aia, și scrie că ăsta l-a învățat. Ăsta, cuțitul ăsta, e frate cu al meu. Nu zis că...
Și ăsta l-a trimis. Vlad? Ce uite ce tu nimă, la mă! Da, păi pe mine de câte ori. Și cu șlapii. E bun? Materie. Să bagi ceva, ce ai tu? Știi? De la Nio vine la un rus și când a scos unul de ala și la... Zice, mă, omul, nu avem de ele. Zăbele pe când își cumpără cal. Ce s-au zis că-i trebuie? Zăbele pentru călul. Așa. Foarte frumoasă. De calitate superioară. Pufere ceva ele? Săba! Cum s-a prins el la un pastel? Da, 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 sunt și mânole. Nimă și cutiaie, are cutiaie aici să desfaci bușonul la... Eu zic asta. Asta nu. Păi nu știu un chide, bă. Îmi place. Ăla îmi place. L-am făcut, mă, nu. Dar bai că nu mai știm să închidem, Cristi. Cum se închide trotineta asta? Brișca. Dar domnul Costel știe să închide. Păi eu nu știu, cred că de asta ne trebuie dat într-o parte, așa, da. Să dă de asta într-o parte, vezi? Dar mai are ceva șor aici, mă. Nii, bă, fii atent, mă. Cu imbusuri, n-am știut de ce ia la cole. Aha. Nii. Foarte pâine. La Brișcă pui imbusul și tomni motorul când se strică pe drum. Bună sculă, bă. Hotel. Apă. Apă mea, bă, cred că mi-o trimis pe aia pentru că mă cac pe mine când în fata ia pe ele la primăvară. Uite-te, mi-o trimis o părere de zăbele pe când mă duc călare cu cai. Fii atent. Mă duc cu friziana la Someș, vezi? Zăbele frumoase. Aici mai spune. Uite-te aici. Căpăstru cu Zvarovski al lui friziana, fii atent. Frumos. Uite-te tu aici. Când mă duc la expoziție, îl pui în căpățână. Și când mă duc jos la asta, vezi? Ăsta nici să cață așa în exterior. Vezi? Da, domnul Mihai a avut acum 3 ani. Acum 3 ani a avut și dânsul cai. Cal? Da, da, cai, nu cal. Da. Și eu zic că asta a fost de la o iepuță de-a lui. Dar numai de câteva ori o purtat-o. Frumos. Să mă asâmburi să știi pe tare. Îl punem acolo cu... Bine, băi! Ne-o lua și reze să fac lăzele pe căruță, fii atent. Da, dar chiar așa am și spus. Da. A, da. O văzut că am tăiat cu căcaturile alea rondiușe de alea străine, mă. Și? Atent, ai văzut ce la mea, alea mele și rezuțele alea. Și? Ai filmat odată acolo figura am pe el. Am filmat, am filmat. Nu. Îți de lemn alea așa mai, n-aș parli, dar la mai very good. Uite-te, tu aici, bă. Să poți tăia așa ni strâmbăturile cu ăsta. Când faci în lăzele la căruțe, nu mi-o rozave, dar mă... Ia? Faină treabă. Faină treabă. No. Powerful. Nu, în pungurița asta verde, să vedem ce aveți. Dai să-ți pampersul. Și rează pântulată, bă. Dă-i falata la Mihai. Vulpiță. Că te strigă la mine aici, că nu te-ai apucat, nu te-ai apucat. Vulpiță sau vulpoi? Nu. Stai, ni. Asta ni, fii atent. Ni. Puteți să le desfaceți? Asta-ți pe capre, bă. Puteți să le desfaceți? Dă șuriu ăla tău. Nu. No. Nimă, stai așa. Da. Clopote, mă, s-acolo, bă. Da, frumoase clopoțele. Astea-s depus pe capre, mă. Da. Yeah. Uite-te acolo cu numere și cu ștanțe de alea de... Să vedem cum... să le ascultăm cum se aud. Da. Eu nu mai... Ai, cu dracu, cu dracu. Ține așa în lateral, ușor. Ușor că dai în el. Și asta strânge din ochi. Păi da. Dar ascult semna pe oie, nu-i problemă. Păi da, nu, dar eu vreau să fie așa, să nu mai tot ascult. Cristi. Ni bă, cu lupți, cu haiduci. Fii atent tu. No, gata, nu mai dați cu cuțitul. Ui, 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 șerti. Nu-ți mă, că sunt capre, mă, și oi și ăsta. Ăsta-i lup, mă. Ăsta-i lup. Ăla lupul vine la oie. Ăsta-i cămilă, ni. Bă, dar astea tăce legate într-un loc, bă. Da, mă, scus cingalaua tăce. Păi de-astea nu-i cum a spus dumneavoastră, domnul... Bine că ăsta și eu văzut pe-n pungș. Bă, astea-s depus așa în veranda și sună... Când suflă vântul... Le puneți așa? E. Unde le puneți? Dacă încă vreți să le pui pe capre. E, le și puneam pe capre mâine. E, dar întoarceți-le, să le vedem. Nii, mă, uite-te aici. Știți o cămilă. Ce? Da, mă, dacă le decuplăm și facem noi limbi și le punem pe câte o capră, ce zici? Da, au, tu, au. Da, foarte faină treaba.
Au. Asta pe casele de spate. E, dar ce fain ar suna pe capre. Nu, lasă că pentru capre am cumpărat altele, nu? Nu, când mi-a rezala după ele, le-am asta trei legată la țap. Dă-mi cu scrială. Turișca. Ia. Să vedem ce mai este acolo și să ne citim. Stai așa, ni. Să ne citim numele. Zăbelele lui Albert. Deci pe domnul uite, Albert trebuie să-l sun eu. Da, da, pe Albert îl sun, uite ce ai zăbelele lui. Very good, pune-le acolo cu scrie. Da. Asta este al lui Silie Roman, al lui prietenul nostru de la... Zii. Ilai Claude. Ilai Claude, uite-te acolo. Să mâie da. Rămăsarul ăla roșu. Da. Rămăsarul. Ia. Ia să vedem. Să hai vedem. Să vedem. Să vedem aici ce aveți. Hai să vedem pampersuri. Să mă cac pe mine când... Când fată iepele. Când fată iepele. Dă brișca să nu se taie. Să o trimesc costumă de pe noi. Ia-le de scafandru. Costum de acolo. Nu sunie, mă. O băgată este nise, nu sunie la vamă, tu îți dai seama? Au, tu mă. Ei, dar de ce trebuie să nu sunie la vamă? Au. Ei, dar ăsta pe ce-i bun, are pe capre? Nu, dar ăsta e foarte vechi, ăsta. Ăsta o zis că e foarte, foarte vechi. Deci e ceva... Cal... Părere aveți. Oi, oi, oi. E spart un pic acolo, nici dar e bun. Da, dar ăsta e... No. Între la antic. Lasă-l pe antic. Mi-a trimis șorab, mă. Asta e funia cu care se duc aia la somers, dacă am subținit. Da, vine, mă. Ni. E bună, ne-a făcut corbașa. O, vă rog, vin tu, bă, copiile, bă. La marfă de calitate, mă. Vii, mă. Ala-i lucrul, dă acolo, dă-i drumul. Dar ce-ai acolo, chibrite? S-a prins focul la iarnă. Bă, băiate, eu și mă tem să le desfacă. Ha, ai chibrite acolo. Fii atent că alea sunt chestiile alea. Să le dar. Ia. Ia. Deci de ăla, da, am văzut mai mari, mă, dar astea sunt minuscule, mă. Păi, da, e... Astea ce chestii se oblic cu ele? Nu, ce ai, mă, tu, mă. Nu ageți fel așa fiind acolo. Oi. Ne-o promis și nouă ieri. Ce? Din de-astea, câte una. Eu nu cred că vă promis. Stai să vedem, ce scrie pe el? Ai zis sau nu? Ieri. Că ce? Că ne dai câte una de-asta mică. Nu. N-ai zis? Nu descomplicați, am zis că vă dau. Am zis că vă dau, dar nu din tele. O zis, hai, n-o să vedem. Alutița. Da, arătați-ne. Nii. Dar scoateți afară. Dar nu, nu l-o are. Dar totuși arătați-ne. O trimăs și arătați-ne. Arătați-ne. Vă rog. Ce seala? Nii, bă, Cristine. Și fiecare unicate, nu-ți dau eu fel. Tu vezi? Dar ce seala, mă? Ia, mă. E, briști. Dar cum, mă, briștcuțe de alea micuțe? Op, op, op. Miniatură. Ia. De la adevărate numai. Să vedem de costă. Uite-te aici zăbelele lui Friziana, că mă duc la târla Jilău. Astea le pui. Pus să nu o deranjeze, mă. Mi, băi, să stai în tiep. Mi, băi, filmează aici, băi. Ia, băi. Le puneți pe palma dumneavoastră mare. Mi, băi. Țineți în palma. Uite-te tu aici, mă. Și ce să oblic cu ele, mă? De noastră ne-au promis. Ce nu? Cum? Oare ne dă? Dar nu-ți la mine, mână. Păi, dar trebuie să dea acordul. Că nu putem să-i le luăm. Nu, să tragă ăsta pe curuntite, mă. Dar ce? Bateți în bateria, lutița. Te briș. Uite-te tu, bă. Ia, puneți, țineți-le pe palmă. Ăla s-o dezlipit. Dar lipiți dumneavoastră înapoi. Punem super râlu. Da. Răs micuțe, mă. Da, ăla de la lor. Da, ăla se lipește. Nu, n-are nimic. Se lipește înapoi. Nu trebuie, că s-o băgat așa. Cu... A, s-o băgat, s-o făcut plic, dar totuși... Ei, uite-te tu, ce cutiuțe și ce rându-i el, mă. Ei, băi! Ia să vedem. Șuriu pentru târg. Uite-te ce scrie acolo. Apropiați-l un pic. Hai, Lunea Costel, mă. Costel, va. Împărțiți-l un pic, împărțiți-l. Stați, țineți-l așa când vârte. Hai, că ți-ar gura plăcinte. Stați așa, a? Ni, bă, că asta-i dublă, bă. Hai, acum se vede. Ni, mă. Uite-te tu, ni, mă. Asta-i dublă, bă. Da, să vă uitați la ea. Nii, mă, stai ca și briciul. Hai, voi, na. Faină. Uite-te tu, bă, omule, ce masă, bă. Brișca lui Herbert Fuller. Ăsta a fost ceva neamț care a făcut briștile astea. Herbert Fuller. E brișca făcută în serie, dar uite-te o lamă de brișca adevărată frumoasă. Aia, da. Vă place? Foarte da, v-a ghicit gândul domnului Mihai de la... Păi n-a văzut el, cred. O văzut, o știu văzut stilul dumneavoastră? Tare stilul, să aha. Dar, domnul Costel, văd că aveți acolo ceva pe genunchi. Bateți la tobe imediat, tam, 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 știi tu. No, hai, dați, cum se bate domnul Dan?
Adon Fideu. Adon Fideu, exact. Adon Fideu. Da, Adon Fideu, că dacă nu domnul Costel, domnul Costel. Uite-te la el. Ba, la toba. Rata, bate la toba mare. Bam, bam, bam. Uite-te cu ceacă, vă, cu zăbăluțe, vă. Da. Bate la baterie, Cristinel. Ce nu mai am să mai nimic. Să văd. Ce faină fața școlii. Uite-te tu aici lui. Ia ni n-ai toată colecția ta. Uite-te, uite-te. Are în colecția așa. Vărmăsarul lui Nea Costel. Ha? Uite-te aici. Îl vezi? Tot trebuie să tai, tot trebuie să tai. Și e greu. De ce? Că tot... Nimeni. Vă vine bine, nu ne? Vine, mă. Da, e frumos la colecția dumneavoastră. Yeah. E un cuțit special. Jules Herben, asta e tot același. Puteți să-l întoarceți un pic așa. E tot același meșter care a făcut brâșca aia. Vreți să ne arăți și el, sau când ai zis că ai 10 ani zis ieri. Cam așa că vă și fain. În orice caz, așa ceva, nu vezi întâi tot. Asta e de același meșter cu brâșca aceea. Da, 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 Jules Herbert. Da, da, da. Lăsați un pic la mine, vă rog. Da, da. Vreau să arătăm aici la lume. Da. Domnul Costel a primit. Să scoatem de aici sau aia. N-are nimic. Nu, lasă așa că nu-i se vede botul la cap. A primit un cuțit. În orice caz, uite-te tu, bă, ce zăbăluțe au găsit omul. Deci și uite-te așa acolo. Asta e treburi serioase, bă, omule, să faci așa ceva. Țineți așa un pic. În număr, în fundul grădinii și-au făcut aici să scrie Vamos Costel de la Cluj, în Germania. Au avut omul de făcut kilometri să facă treburile astea, nu? Da. Faină treabă. Bine, și uite-te și zăbăluțe și ce trebuie. Nii, bă. Te cași pe tine, te-o tăiat. Ce? Ce ai ce să vădă? Stați un pic, stați un pic. Aia, tipuțele? Da. Ales exact sistemul ăla. Încă nu mă lăsit ca să le dau să le verifici. Exact sistemul tău, da, uite, de miniatură. Exact sistemul tău, da, miniatură. Domnul Costel. Da. Ăsta cum vă vine la colecție? Foarte bine. Ha? Foarte bine. Și dacă era unul mai rând, eu stă foarte bine. Oi, oi, oi. Dar ce să facă? Ce să facă? Stați puțin. Ii, băi! Fii atent. Vezi, astea ce chem să le desfaci. Parcă vezi? Din astea mi-ați promis când dat unul, nu? Domnul Dan, așa auziți? Nu dintre astea, din tăte 10, una mie și una ție. Așa auziți? Pe care vrea eu? A, dar eu nu-i cer. Eu nu trebuie să cer, mă. Trebuie să se simtă. Nu? Lasă că nu, să nu decompletăm de colecția. Da, nu-i problemă. Nu vreau să decompletez colecția. Nu trebuie, că uite, dau o sacoală pe ticior. Vezi? Alea nu-s din colecție. Nu. Ales separat. Hai să vedem. Da, cred că omul ăla s-a și gândit, bă, la ăsta, că nu e de acolo. De-aia le-au pus acolo. Separate. Ia să vedem, domnul Costel. Ia, ține-ți-l și-o la mână. Ii, băi, stai așa. Mi-e două. Două? Două ouă. Ii, băi, fii atent. Bă, cum le-o ținut pe aparatul ăla, mă? Să vedem. Tu să ai seama să lucri... Da, puneți-l pe palmă, domnul Costel. Ii, băi, uite-te acolo lucrătura mea. Ui, o chestie așa micuță. Ha? Un migălos. Da. Trebuie să ai nervi de oțel, mă. Trebuie. Mihai. Uite-te acolo, mă. Dar și putem să punem și una de asta, nu putem, Cristi? Da. Să și în România sunt, da, da. Nu sunt. Uite-te un briceag adevărat, bă. Ca la mânci tite cu Cristi când rămâi pe otar. Da, da, da. Și nu-i arma albă, mă, ala numai de 3 cm. Poți să-l porți în buzunar și când treci graniță. Uite-te la Cuscru, bă! Herbert Fühler! Ii, bă! Asta e Iezua mea, mi-o promis, ai zis tu. Scoateți, da, da, da. Scoateți să vedem. Uite-te aici. Fii atent la Domn Costel. Da. Da. Păi ce să-i trebuie? Aici a dat bătut tăți. Ii, bă! Yo, 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 yo. Trebuie să-l punem într-o sară la bătaie, Cristian. Eu nu beau oricum. Dar de ce un picuț trebuie să vezi din pere, nimă? Hai, ia, 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 ia. Ia codul. Nimă, whisky. Băi, lamele...
Cristinele o ce ajunge pe tine. De ce, domnule? Fii atent. Lamele tăte amele ți le-o spus ție. Da, da. Ție-ți place mai cu trabant, așa vârfurile. Acum, nu, ăsta e... Asta e treaba. Da, bă. Fii atent. Ăsta e frate cu al lui domnul Dan. Da. Îi frate ca la mă, da, e special. Mânerul e micuț un picuț pentru mâna noastră, dar pentru ale Cristi e super. Nu e bun că așa. Omul a văzut mânurile, nu citea mele, o măsura. Polinca. Polinca. Nu, mă, ce nu scrie numele? Asta înseamnă că tot atâtea tău. Da, așa zic. S-o trimis ceva... Ulei. Ulei? Știi tu? Le pui așa. Nu. E un pic de treabă. Uite-te pentru Crestinel, bebelușul. Puteți să serviți dacă uitați doriți. Uitați acolo. Domnul Costel, eu cu drag vă servez din colecția mea de ciocolăți. Nimă. Asta n-ați văzut-o? Ha, bă, da, n-ai văzut-o? Nu ne-am uitat. Uite-te tu aici, stâni, nu știm să o deștigă. Eu știu că-l trimite. Ii, bă, fii atent, bă. Crestinel, te verific acum să nu pățăși ceva să mori. Cu să ce? Mori de astea. Nu, de teme că nu... Cocosuri de astea. Ba, nu, că... Ii, mă, Costel. Eu te verific. T-ai văzut? Sculă, nii, mă. Asta poți să mergi în junglă liniștit. De deja eu trimis-o. Nii, mă, și cum se închide, nii? No, asta e la colecție și ard la... când facem concursul cu ăsta. În orice caz, uite-te tu, sculă. Acest picioac, domnul Costel, va ard. Cu ăsta poți să mergi liniștit în... în junglă, când rămâi acolo, da, poți să... Yeah. Nii, bă, unde e o băgat, bă? Ia, bă, am văzut mânerul, mă. Că nu-i ciocolată. Eu am văzut că nu-i ciocolată, bă. Să vedem. Ce scrie pe el? Cristinel Andocar. Nu vezi? Nu vezi? Cristinel Marandocar. Ii, bă. Bă, dar nu mai ziceți așa când filmezi ăsta. Eu văd care nu-i ciocolată. Tu vezi? Eu nu mă scot de acolo dintre ciocolăți. Nii. Tu te-ai razi la Costel. Ce să-ți mai dai, Costel? Nu mai întrebe nimic. Ce să-ți mai dai, mă? Stai că rad, ce să-ți mai dai, hoherule? Uite-te tu, nii. Vezi ce scrie acolo? Nu. Nii, bă. Wow. E, și pe ce parte, ia, bă. Nu, mi-l ai tău, mă. Ai tu, mă, uite-te tu, marfă, bă. Foarte faină. Foarte, foarte faină. Dacă ai văzut dintre ciocolăți, cum am văzut-o, bă? Cristine. E aici, am scos-o dintre ciocolăți. E? Îl barbinez la urechi. Ai, bă, să te... Nu mai scoatem afară, gata. Vă puteți eu am văzut de acolo briștile, ai văzut? Da, vă puteți... O făpuse între ciocolăți, mă. Eu vă servesc cu câte o ciocolată pe aici. Ei, bă. Linder, asta e aia de ciocolată și ți-o pus briștile. Așteptați 10 minute. Ce? Așteptați 10 minute. Pentru ce? Să vedeți dacă pot să duc ceva. Nu. Atunci nu mâncați și voi. Mă, copii, dar stați un pic, că nu s-au terminat, mă, jocul. Nu s-au terminat jocul, la. Bă, nu s-au terminat jocul, bă. Hai de capul meu, domn Costel. Bă, stați un pic, mă. Stați un pic, că stai de la sumingașii. Tu vezi? Domn Costel. N-am un șai pe șmecherie adevărată. Cuțita în două ordon. Este cuțit pentru căruță. Așa am zis eu. Dar mă, ai briș, că nu-i ordon. Brișcă, bă, dar pâi. No. Oi, 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 bă. Frumos. Domnul Costel, vă ard la concursul cu ăsta. Uitați-vă, așa, pă. Da. Când facem concursul, vă ard cu ăsta. Ha? Mă, e foarte frumos. Mie lama nu-mi place. E foarte frumos. Da, zic că vă ard la concursul cu el. S-ar putea să ne arzi. Deci ca și calitate, îi... dar lama nici bine nu-mi place. Frumos, mă. Îl puneți un pic aici, vă rog? Da. Ui, ce îi? Mihai, vezi ce scrie acolo, ticule, că tu ai ochii mai buni. Pus ai să-l verific pe ăsta până în fund, că aici cine știe ce mai ascunde oarece. Eu, număr de serie și firma care... Da, mă. Da, mi-a pus aici. Asta e la brișcuța aia, nicării. Tache. Tache mondialul. Tu-ți dai seama? Stai să vedem, nu mai pus pe aici pe între. Vezi. Nu. I-am văzut coda, mă, mânerul, va și în jos, mă. Ia ce-o fă băgată în ibrișcuța aia, nică ia acolo, nu. Jelly bomb. Domn Costel, dumneavoastră, n-aveți voie să mâncați ciocolată. Ba, eu v-am dat numai ciocolată. Ce plac dulciuri. Dar numai una, nu vă ajung. Jelly bomb, nu mă uit, nu mai mânc. Eu văd, da, și eu așteptați. O bucată, dar nu astăzi. Nu mai duc.
Nu, jelly bonbon. Nu, ca e gum. Amicu, mai este ceva știi tu pentru vama. Pentru vama ascuns. No. A, la unde e Biciu? Foarte frumos, Cristinel. Tot te nu vine nepuște, bani. A, la ce vrei, da? Biciu pentru domnul, din hai din Germania. Domnul, dar să nu vă lovesc din greșeală. Stai că mă trag, să te las, să aștept. Bă, mi-a este Cristinel. Aia e talentat. Ești talentat? Aia e, mă. Aia, de două, sunt de lătul său. Dar n-am făcut nici, capită de domnul Mihai. Bravo, Cristine. Pentru domnul Mihai din Germania. Ne dat drumul la fotografie. Să vedem. Da, da. Asta e de la domnul Mihai, de la Cunda. Poți și gustă un pic. Poți. Un pic. Cât te și pară că vezi asta? Ia. Asta e când i-o lăsat să ne alege în timpul 5. N-am uitat, am zis că fiecare câte una, Cristine, știi tu? De ce n-aveți de să? Da? Domnul o să nu-i bun. Asta am ales-o eu, tu ales primul, eu al doilea și eu al treilea. Dar un pic în gură, nu m-a putut al sau, nu-i dai drumul. Și acum ieri, domnul Mihai, la concursul de tracțiune de la Florești, mi-au făcut câte un cadou iar la fiecare. Dar asta nu mă par, nu vei ca prostul. Eu pe nu pe ale mele le-am acasă. Să vede? Da, da. Să vede ce scrie pe la mor. Să faceți concurs cu mine cu briștile, băi. Iar să facem. Bă, vreți să faceți voi concurs cu mine cu briștile? Stai să scot din teacă. Nu o să vă. Ai scris acolo. Dă teacă din ăla. Dar nu știu ce vede. Dacă nu pui mai aproape. De acolo vezi că am țăpat în ladă. Pe ce ladă? Acolo n-am mai vedeți. Uite ce că am țăpat un toc pe briști. Păi ți-o că tot, dar eu trebuie de la vreme. Învârtiți-l în coace. Brișca, vă puneți cu mine. Încă un pic. Așa? Tu crezi că e? Stați un pic. Eu cred. Adică vreau să-ți scot în secret. Dacă vă puneți cu mine cu briștile. Ba, nu. Și pe ultima dată vă fac surpriză. Hai să vedem, surpriză. Sănătate la mulți ani. Da, ajută-ne la tot. Sărbători fericite, Nicu. Să fim sănătoși. Ce vă ați intrat la sărbătoare? Zi de sărbătoare. Corbacile și voluntările astea strecătoare. Să fim sănătoși, dă-le în conoșeri. Nu cear. Ba da. E vecina și asta ta care. Nu e chiar părete. Du-te. Du-te că pe să ptiți că e. Dar ce să le fac? Duci cu corbacile. Lasă că vine patrona și le vede mâncare că aia trebuie, nu corbaci. Aici nimeni e frumosă ca și mai aici. Fiecare are plăcere lui, fiecare brișcă are farmecul ei. Farmecul sau altă. Nu. Prima. Nu. N-are? Nu, nu. Domn Costel. Mele amândouă au și atâta are niciuna. Dar au altceva. Nu, aia e... Uite, asta e mai... Se vede mai tare striațiile, aia nu. La asta, asta se vede mai tare striațiile de la corn. Că ai zis că-ți place ție să fie... Da. Tu crezi că ăsta nu a auzit-o mai ăsta? Hă? E surd? Dar uite-te la brișca care ți-o făcut amul, bă, că exact ce ai zis tu e pe brișca. Nu ce-am zis eu. No, bine. Oprește-te! Da, ăla era lângă mine și era la cai jos. Și ziceai de să vezi ce-a postat, zice hoțul de Mihai. Mă uit în 5 minute, nu, nu dura 5 minute, în 2 minute. Bă, zic briștile alea ce le-ai pus pe net de vânzare. Zic aia cu, pus tu. Zic aia cu dunga neagră, zic că te zic fără cât îți trebuie. Păi dunga neagră și aia s-o și luat. Ai luat o foaie de hârtie și tătă e așa ni, el. Tătă e așa. Cu tătie, a avut o masă de briș. Da, și tătă e în seara aia. I-am primit un telefon. I-am primit un telefon. Brișca trebuie să și lupi cu ea, nu? Uite, așa n-a trebuit tăie brișca. Aia, e cum o tăie, dat-o în seara să văd. Uite-te aici. Nu-i așa trebuie să te da, corect. E? Da, da. Nu se face că ia alta și te pe aia. Ți le-a rămas la da, ce vorbești. Ce vorbești, omule? Dar ce la tine, bucătărie? Uite că ți le arăt pe cameră fiecare. Ai văzut cum am luat alta? Asta e așa. Uite, uite. Uite-te aia. Asta e grișca mea. Da.
Tu n-ai văzut? Eu n-am văzut, dar arătați. Ei, tararararam. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Stai, cântă melodia aia lui. Uite de aici. De la Trădați în dragoste e melodia aia, nu? Nu, de la... Iartă-mă. Învârtiți un pic așa, 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 așa. E bun? Da. Și invers pe partea mea. Și invers, uite-te aici. Și pe la mai alaltă. Cai Lunea Costel de la Cluj. Călare promovării. Învârtiți încă un pic. Mai tare. Mai. Așa. Da. Și acum... Mai scoatem ceva. Ce mai scoateți? Surpriza. Am un scoate surpriza. Mă. Surpriza acum. Acum cântă tu. Pam, 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 pam. Așa mai trebuie. Mai, mai, mai. Așa e ca la striptease. Că tu aia vrei să faci. Că se desbracă cipândelii. Da, da, cipândelii. E, dar eu nu mă știu cum cântă. Melodia lui Joe Cocker. Uite-te, Joe Cocker. Da, da, da. Uite-te. Suriu? Cu care? Dar cum nu l-am arătat? L-a filmat ăla. L-a filmat? Da, ca... Încă tot așa am vrut să aduce stopul. Acum am trecut pe România, că am fost în Germania. Nu suntem la România. Astea-s românești de-a noastră. Asta e... Briștii românești. Asta e de ieri, cu asta. Făcute de Nea Mihai. Astea-s de domnul Mihai, de la Turda, la Călărașii de Turda, de așa ne. Și tu, Hoherule, ține-o în dulap. A ta. Păi nu ține-o în dulap, dar pe card. Chiar da, cu da, briști. Da, da, da. Păi, da, nu? Păi, lasă și pe domn Costel, că și el să-și plimbe briștile. Păi, uite, bă. Păi, stai o secundă, că eu nu am luat-o. Cât am prezentat din GB? 3 ori 4. În câte pula se pot? Tu cu căruțul poți mai multe. Da, pot, pot. Nu ești după tine. Păi, da, stați, să mă duc să scot ce am în geantă. Nu. Păi, de-aia zic. Sunt și... Ai grijă că îmi plâng, ca Cristian. De ce nu-i place la neacostă? Ce zici? Am zis că ce nu-ți place din Italia îmi place. Fii ca copile. Nu-i place. Nu, nu, nu. Asta e marfă de lucrat cu ea pusă în oie. Unde vrei tu? Uite de ce. Domnul Costel. Nu se pornește în lume. Domnul Costel. Costel mie că nu-i place că n-are arcă. Mucle. Asta? Nu, aia ce i-am dat. Vreau să-ți dea. Randocar. Uite ce numai cea care are. Vreau să n-are arcă. De ce? E tot așa, mă. Dar ai mai tare. Vezi că am o lucruri cu cadourile. Păi trebuie să ăsta și cadourile scoate. Să te zbobim de arte? Dar nu le-am scos. Asta e sculă de mărțuie aia în Vietnam. În Vietnam poți să merg cu așa ceva. În buzunar. Ei, sula, iubire. Dă-le aici. N-are rost. Dă la public să-și aleagă din teste. Să dea-i like. E, dar puneți-le aici pe masă la mine. Nu le pui, aici nu le vezi așa. Nicu. Nu, Nicu. Aici le filmez unde ți-arăt eu. Uite-te aici, Nicule. Dacă ce și-o vreți să stau de aici, că vreau că domnul zicea la Costel. Da. Nu. Ai. Din teste două o să-și aleagă publicul care-i locul 1. Dar repede. Repede. Locul 1. Îmi doare mâna. Sile! Stați așa un pic. Sile! Locul 1, Sile. Repede. O intrat în direct? Da. O intrat pe vă salută, vă salută Vasile. Vă salută Sile. Și Sile, fii atent aici. Sile roman. Da, da. Pe ăla nu mă dă pe acai, e pe internet lor. E, el pe Google. Sile, uite aici de asta ai primit tu, din Germania, o vezi? Asta. Pentru armăsarul roșu, să nu te omoare. Pentru armăsarul roșu. Zice cel din stânga, au zis, Sile. Au zis mie. Stânga, nu trece și o strece. Stai, nu, stânga. Corect, ăsta-i. Nu, cum să fie? Foarte bine, uite-te unde stă Cristi și lui stânga lui. Ce vorbești, bă? Întreabă-l pe tine din stânga mea sau stânga lui? Care stânga? Nu, mă. Spune-ai care deja, ăștia-i gata. Pune un cup de ciocolată pe ăsta. Nu punem nimic. Pune orice. Stânga sau dreapta, zic. E dreapta ta sau? Cristi. Pune ceva pe el. Nu, pune ceva pe el. Să uită, domnul lui Iacu Costel. Pune aici ăsta cu miezul de ptită sau ăla la altă. Pe atunci știm care-i stângă, care-i dreapta. Ăla cu miezul de ptită, stai în fața calului, uretea stângă e pe partea stângă și dacă stai în spate, e pe dreapta uretea, nu? Vă încurcați în uretea, mă. Dar pe cum, mă?
Auzi, ce-o zis? Îi mulțumesc lui domnul Mihai din Germania. Acum se face jurizare, lumea se uită. Să uite, ce-o zice Sire? Lasă lumea, că dacă stăm după lume... Mărind e faună. Nu știm când se va ține următorul concurs de tracțiune, nu știm. La primăvară, cred că. Da, Nu mai sunteți, gata, asta a fost ultima. Zăpadă, nu facem. Domn Costel, da. Ce cadou a primit Codru? Rotundul? Da. De să se facă haide, uite-te acolo. Da, arătați-ne. Uite-te acolo, căpestrele. E, da. Ne. Las că le dau la Costel. Bardă online. Uite-te aici. Scule de toreador, uite-te aici. Nu, jaca. Vezi? Uite-te. Păi când se face haidu? Asta adevărată, mă. Uite cum o sudat de o altă. Vezi? Nu ați ce nu uite-te. Să nu se dea pe asta o altă. Cu ăla mâncă prune și cu ăsta sparge nu. Am și știu, dar nu? Uite-te aici. Pătri locul. Sau și ghindă, poate mânca ghindă. Dar de unde o primit? Din Germania, de la... Domnii ai. De la Mihai, nu. Mulțumim frumos. Și o bătă pe spate la mea Mihai. Ce? Să stai așa, ca mai bine ca. Nu ce trebuie, da. Da. Se poate face, hai. O să Sile sau nu o să spun la urmă? Sile, care îți place? Ăla cu miez de pâine sau ăla alt? N-aveți altceva bă decât de miez de pâine? Da, dar nu diferă. La mânerul. Ăla cu mânerul negru sau ăla alt? Așa, nu. Să le pui ală, da. Bă, care vă place? Ăla cu mânerul? Să nu mai este, nu să vadă de așa. Nu. Ăla cu mânerul. Ala scrie, ce să mai... Așa. Nu. Ăla cu mânerul negru sau ăla alt? Se uite himi-himi la dumneavoastră. Nu. Ce îi transmiteți? Multă sănătate. Și să dea verdictul la Brișcă. Care Brișcă e locul unul din tale două? Himi-himi, care îți place, Briceagu? Dar rapid! O zis că ălălalt. Dar care ălălalt, prietene? Asta, mă, omule. Nu mă, că zice acolo unul. Mâna stângă sau mâna dreaptă? Nu, bun, lăsați-le jos, că lumea între timp să asta. Aia cu miezul de pui. Sau așa. Celălalt, să fie diferență. Așa. Ați primit ceva? Pune la cale pe ciocolata. Nu, nu. Ați primit ceva? Da. Să vedem, băi. N-o luați-l, să vedeți. Ăla cu auriu. O zis un băiat, unu Iancu. Ăla cu auriu a zis Tudor. Era vorba de Sile. De Sile, da? Da. Nu, păi am muncit mai... Dar lasă, că se bagă oamenii, cum? Le tai gura. Să nu se bagă. Gura satului nu poți astupa, bă, băiete. Nu, nu, nu. Uitați-vă aici, bă. Briliantul României, uite-te aici. Uite-te acolo. Uite-te lucrare. De artă. Cap de cal, stai că nu se vede așa bine, că e legat calul din zice, subarbă. Zice Sile că la fără pâine. Îi place. Nu. Mai lasă-le acolo și mai zici și la ăla. Cred că noaptea asta când ajung acasă, Marius, că am fost foarte ocupat. Din care? Lasă-l rog, că am fost asta că n-ai. Dar filmările-s de bună calitate, o să vă placă. Nu poți desface, mă, dar ce-i seama? Dar ne-am băgat ține. Pune acolo, gata, cu brișca ta. Stai. Lasă odată, să vedem aici ce... Stai să vedem ce are domnul Mihai un picuț și apoi după aia mai... Păi el a zis că aia e cea mai bună a lui, nu? Care, mă? Aia. Nu te mai grea, dar mă... O că aia place, nu-ți place ție, îi place lui, așa... Bineînțeles. Nu, desfă asta. Lasă că e... Desfă-o! Mă, te poți apuca de lucru cu ea? Lasă. Uitați-vă... Ai văzut? Bot de traban. Da, eu am așa un briciac și e foarte tare. Da, bot de traban. Vă salută... Păi și seamănă cu tine la nas, Brișca. Bot de traban. Dar nu mă invidiați, nu? Nu, domnule Fer. Vă salută Nicolae de la Sibiu și taicăsu. Se uită acum în momentul ăsta la dumneavoastră. Foarte, și foarte, zâmbesc cu drag. Să fie sănătoși. Aici zice domnul Vasile Lică, bravo, marfă de marfă. Okay. Domnul Costel, puteți să prezentați briceagul meu? Da. Că eu nu pot să-l prezint, că... Aici cel mai mondial briceag. Nu e cel mai mondial. Uitați-vă aici. Cel mai mondial în cutie, dar acum dacă am... Jacques Terrier.
Jacques Terrier. Cea mai mare muscă în cartier. Vă întreabă, un băiat în Elu dacă e apa albă este de vânzare și cam care ar fi prețul ei. 1600 de euro. Dar tu n-ai putea să zici un bar românești. Lasă-l în euro că omul face calculul după aia pe internet. Omul. Da. Sunt care nu știu face calculul, să știe cât costă, că suntem în România. Tu zici în bar românești. Nu, că e bine așa. Da, sigur că e mai bine. E mai ușor pentru mine. Dar cum? Pentru tine? Da, da. Bine, da. 60 milioane se spare de copii decât să copie 600. Da. Vezi că nu știe cum sună la urete, corect? Da. Eu nu că-s certat cu neacustem. Iar te-ai certat cu el. Da, dar de la ce v-ați certat iar? Bă, nici suntem la cuțite, mă, fii atent. Uite-te, uite-te de ce mi le-a pus în bușă mai întâi. Șef la cuțite. Uite-te aici. Codrule. Nu vezi că n-am desfăcut. Nici o pregătit pentru mine. A întrebat băiatul dacă este gestanță. Da. 100%. 100%. Ecograf. Eu am făcut și ecograf. Deci ecografiat-o, a venit domnul doctor, prietenul domnul Costel de la Turda și o ecografiat-o. Da. Codrule. Codrule Maria ta. Așa, nu mă pui nenea că se ia hoțâia pe mine, mă. Ce să ia? Se ia hoțâia pe mine. Hai gata un picuț așa, filmările alea tale și filmează aici un picuț. Treaba. Pune-le la rând. Cristiner, se ia hoțâia. E a lui. A lui. Lasă Jacques Terrier acolo. Lasă a cine? Nu, acolo, așa. Tu ți-ai luat. Și are treaba. Nea Costel. Uite-te marfă la... Mai țipat. Uite-te marfă la... Mihai de la Tur. Stai să nu iau eu, să nu se vadă. Uite-te cu marfa la mea, Mihai de la Turda. Stai cam începe filmările de briști și de ce trebuie. Astăzi, domnul Costel, vă întreabă... Nu, domnul Dan. Domnul Dan, aici, vă întreabă Nicolae dacă mai aveți briști de vânzare. Briști? Nu briști, briști, bici de vânzare. Da, câte ori? Unde sunt? Nu aduci, nu aduci ștelul care au rămas, te rog mult. Care au rămas? Ălea care au rămas, că ți le arată. Unul mai lung și unul mai scurt. Nu, aduceți-le. Că domnul Dan nu poate să iasă, te rog. Stai că acum aduce biciul, să-l vezi. Care au rămas, nu mai rămas. Să nu-l ia bună, Nică, bună ea. Ala, vrea de două. Care? Vrea de două, bună. Nu. Întreabă un, la care e apă, Radule, la care e apă? Întreb dacă e negociabil prețul. Arată-i. Da. Nu, dumneavoastră trebuie să le arătați. Numai ăsta nu mai aveți. Numai ăsta nu mai rămas. No. Deci, Nicolae, fii atent aici. Cât e? 250. Uite aici, Nicolae, un... Dar ăsta nu, stai să nu ne înțelegem greșit, nu a rămas. Ăsta l-am pus deoparte. Ăsta, fii atent, ăsta l-am pus deoparte. Nu ce-o rămas, că ce-o rămas... Deci, ăsta e... Nu a rămas, că s-o dus, ăsta e un... Ăsta l-am pus primul deoparte. Așa. Ăsta e singur care mai este pătura asta. Întreabă cineva dacă friziana e de vânzare. Da. Stai numai că-l iau, să vezi ce da. Și dau în chiraj. Că numai ce vrei. 3500 de euro. Și întreabă domnul Radu încă o dată, cea albă? E de vânzare. Și cea albă și cea friziană. Da, 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 ăsta l-a întrebat de cea albă. Tu vorbești acolo. Lasă-mă treaba. Nu te mai uit. Că n-ai văzut încă briști. Uite-te aici, dacă vrei să vezi ceva. La mâneară. E frumoasă, n-ai ce crede. Uite-te la mâneară, bă. Artist. Ce mai vorbim? Am văzut. Domnul Dan, poți să pun așa un pic ăsta? Așa. Poți să pui cum vrei tu. Oare este cum o sprins acolo? Uite-te tu, bă, Cristine. Ce? Mereamul ăla. Merg amândouă. Nu m-a băgat atât. Ține tu, ca să vadă omul de aproape ceva. E, dar că se vede. Uite-te aici. Grozavă lucrătură. N-are rost, mă. Mi-i vă și la asta. Ia, mă. E băgat în corn, uite-te, bă. Stai, că n-ai văzut tot, că eu ți-arăt ce vreau să-ți arăt eu. Ăla nu-l scoți afară. Ăla nu-l mai scoți afară de acolo. Nu? De ce? Că ăla e de concurs. Ăla, nu, zic ăsta nu e. Nu, că nu ptică, cum să ptice, mă, dar ăla-l făcut. Da, mă, la ăla parcă s-a cață la aia-lalte. Așa un pic când dai pe ea, știi? Domnul Costel. Da. Care zice Radu, zice un băiat Radu cu curuzan, care ar fi ultimul preț pe cea albă? Nu știu cât poate să-mi dea el. Domnul Radu, dacă vă uitați la filmările lui Nea Costel de la Cluj de pe YouTube, observați că sub video există un număr de telefon. No, încercați să luați numărul de telefon de acolo
și să-l contactați dumneavoastră pe domn Costel. Lasă acolo, până să satură copiii așa de vorbit. Nu, tu ce ai putut aici? Briștina mea, nu umbla, bă! Nu umbla, că este sa mea, bă! Atât? Gata? Te junghi, eu, trei. Da, mă, mică! Vii la bă! E, ratul tău, cu ce te-a sărle! Că dă pe el! Dă pe el! E live, e live! Piciorul lui ratul tău, acum a venit! Să știi! Piciorul lui ratul tău de la... Să vă ghiți, da! Nu, de la Bălișoară, nu uite! Vrei să-ți pare telefon? Te rog, nu, că după aia nu mai am altul. Să nu vorbesc prostii pe live. Domnul Silviu, domnul Dan mai are un bici? Unde? Da, m-am dus aici, adu. Nu, mă, dar nu mai nu le mai duceți, mă, dar lăsați-le acolo, că le mai ridic unul. Bagă la cinte. Nu mai duceți, lăsați acolo. No, no, deci, lasă-mă. Ăsta îl mai aveți acum în momentul ăsta singur. Ăsta mai e de vânzare ultim. Ăsta mai e. Lasă că dai și tovare rece când apare. Dacă îl vinde, îl vinde, dacă nu și lasă lui. Mergi cu domnul Costel. Domnul Costel. O zis un băiat că spune lui Costel că dacă face probă cu ea și cu Friziana, că îi plătește dublu dacă face o probă. Zice că vă plătește dublu pe Friziana dacă faceți probă cu ea. Dar ce probă să facă cu ea? La căruță? Nu știu. Să ducă de gură sau ce? Să pleacă numărul și zilele astea ocup neapărat de el. No, ai auzit? O pui și pe Alba și pe Friziana. Să le spui la amândoi. Și la Ciprian și la celălalt. Vă salută Vasile Pop. Să trăiască. Vă salută Vlad prietenul dumneavoastră. Cărnat! Da. Piciorul cărnat! Să trăiască Balotanii, Marius, Dan, Costel, Codru. Vă salută din Anglia și vă urmărește. Doamna... Opa. Nu, domnul. Nu vii să-ți dau un motor de pănuș. Din baza. E acolo de la noi. Ce pănuș? Până! Cristian, cum faci tu acolo să vezi ce vezi cu asta? Păi uitați, vă dau telefonul și pot băga dumneavoastră direct. Ia! Dar și în pizzerie mâncate. Cucuruzul e strâns rătul. Acolo ziceți cât ăsta. Întoarceți și dați către ăsta. Să mă pui amuză cu răzloc după ce ai umflat de acolo. Nu, că am curățit azi. Asta e aia, numai să duci. Oprește-te, caple, numai să-i încheiat. Las, că duc cu caie de-a fi. Focalizează singur. Păi focalizează singur, dar trebuie să mișcă pe ele. Trebuie să-i duc la camii să-mi dai niște nascuri. Să zicem aici că astea sunt griștile ale domnului Iai la Tur, dar mă... Uite de curierule, uite de arstare, mă, încă. Băi, cu cap de rămăsare. Vreau să... Pe ce? Concurez cu Nea Costel cu Vrișca. Tivă Constantin Vamuș din Cluj. Cu câte miți de Vrișcă de aici, dintre arsenalul ăsta de aici? Una. Iată cum s-a prind. Astea ce s-a prind în comentarii. Cu cât? A, cu steluțile astea. Da. Nu, comentariile sale alea că se vede scris. Să pui mâna să vedem pe care ne aleg. Pune mâna și arată pe care ne aleg. Voi vă dați o da. No, dar s-a făcut repede. Cristian aici ceva, apeluri, sună, telefonul. Aici ne sună domnul Mihai din Germania. Vedeți că răspunde. Da, no, da. Tăceți cu briștile. Nu am pic? Nu am pic. Domnul Mihai! Alo! Salutare! Domnul Mihai, vă salutăm! Stai sănătate multă, Mihăiță! Domnul ne ajută! Cum a spus? Am zis că le cumpăr toate care stăm pe masă. Numai să fie de vânzare! Aia e problema, că nu-s de vânzare! Dintre astea două repede, un verdict! Ține pe el! Zi! Repede verdictul, zi! Dar nu se mai vede că am intrat în legătură telefonică. Ce-a cum? Ce-a spus domnul Mihai? Am zis că cumpăr și clopul lui Nea Costel. Clopul? Domnul Costel, cu cât vindeți clopul? Nu știu. Fagă târgul mie aici. Acum ai acum. Că s-a schimbat treaba. Dar nu se vede. S-a schimbat treaba, mă. Domnul Mihai. Dar fii atent. Da.
Vă mulțumim tare, tare mult pentru, pentru cadouri. Care e cea mai bună dintre ele 3, mă, repede? La care, care îi place? Dintre ele 3, rapid. No. Vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru cadou. Vă mulțumesc. Da, eu. Mulțumim foarte mult. Să... Dar nu i-a ajuns bagajul încă. Încă nu, nu a ajuns, că încă e în Bucovina bagajul. Da? Da, da. Și când merge la el? Când, cam când ajunge la el? Întreabă. Nu, nu știu, într-o săptămână. Într-o săptămână ajunge? Da, da. No. Ajunge. Să ne sune. Nu mai... Să ne sune și să dea verdictul la marfa noastră se și mai la... Vede, se mai vede life-ul? Da, da. Nu prea bine, dar se vede. Nu-i băi, nu o ține mai aproape aici. Din teste 3 briși, care alegeți? Locul 1. Să fie locul 1. Nu văd nimic. Pe ecranul meu nu mai văd nimic decât negru. Da. Lasă că închideți telefonul și dați drumul pe video. Pe YouTube. Pe YouTube. Dar după ce păi nu, dar aia după ce pun. Dar eu să mai las un pic. Da mă, dacă live-ul ăsta nu se vede. Nu, nu, că deja... Două conexiuni deodată, domnul Dan o să-și aducă aici un router și atunci o să se vadă. Nu lasă că îl luăm rusterul. Ruster. Tragem un router aici. Dar tu? Aducem un router. Și nu prinde, că de-alea stă și din casă. Trebuie să ai codul sau ceva? Nu, nu, trebuie să ai codul sau ceva. Rutrans. Îi prinde șmecheria acum. Dar de ce râzi? Adică se mânclopă ăla cu pană, dar nu e ăla în cameră. Zi la neamie, hai că mâine când apuci pe la mine, îl primesc cu clopul ăla original, de la regina Angliei. Am primit clopul. Acum am redeschis zi life-ul. Stai, să-l sunăm înapoi pe domnul Mihai, că ISO ăsta. Dar filmează-le alea și îl întrebăm, capsec, că acum să vede. Domnul Mihai, care îl dați locul 1 de aici? Din astea 3. Din astea 3. Lăudărosul. Ai văzut? Domnul Costel, ce faceți? Trebuie să luăm ciocolată. Cum zice el ciocolată? Te din Germania. Eu nu vreau. E că v-aș vece mie. La te dă din Germania, de la 2000 ani. Eu vreau amară. Ia, din Germania. Mulțumesc frumos. Iar zice mie. Rățoile. Zicem noi până la forma contrarie că nu este om să aibă brișca și neam ia la turda. Nu, e locul 1. Până e locul 1. Careva care poate să pună pe masă ce este aici. Nu mă. Până atunci, domnul Mihai, la turda e cel mai tare. În briști. Eu n-am vrut să vorbim de briști. Niaiță! Pe masă. Ne-ai trimis o ciocolată de ne-o îndulcit. Viața. Vedeți că îl sun iarăși pe domnul... Iară să rup. Nu, lasă să rup. L-am... Să rup filmul. Da, 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 ciocolată la fău. Doi mici eu... De ăla nu... Că este foc, poți să pui acolo. Am luat rețeta de la tine, nu mai în seara. După ora asta. Înainte să vezi. Am făcut conexiunea din nou. Nu știu dacă se mai vede live-ul, că am repornit și live-ul. Că s-a oprit. Nu mai văd. Conexiunea foarte, foarte slabă. Da, este. Aici la domnul este. Dan. Trebuie să luăm un router. Să-l instalăm aici, în garaj. Și să te zui că l-are. Domn Costel! Domnul Costel! Domnul Costel! Domnul rața. Eu pus o barbă careva până în sală acolo. De-aia nu am luat bine vânzat. Domnul Costel! Și când a ieșit pe agău mare, te duc pe tine la propriu să spunea măgaie mânză, că o să zice că nu-s normal. Domn Costel? Da. Am făcut legătura cu domnul Mihai din Germania. Da. Ne auziți? Da. No, ați văzut? Acum briceagele că le-am mai făcut un live iarăși. Foarte, foarte rău să l-am văzut. Filmează cu camera și o să uite pe stoza camera. O să vă uitați mâine după ce pun. Da, bine. Filmează cu camera că e mai sigur. Da. Așa live, vede ce nu. N-am avut țigări. Da. Domnul Mihai, puteți să urmăriți live-ul, că dăm drumul la live, bine? Să stai părere tău. Mă auziți? Fiecare părere contează. Lasă, că le-ai ales și tu. Așa rapid. Asta a fost atunci când ne-am ales. Că intră multă lume, s-a conectat multă, multă lume. Dar conectez live-ul. Da, ai desfăcut. Planul, da, da. Tăte. Yeah. Foarte frumos pachet. Tăte numai după lanul la puneam. Da, da. Foarte frumos. Locul unde așa e?
Lăsați-mă că m-am stresat. Cum ați luat? Bine. Foarte, foarte frumoase. Stați așa o secundă. Domnul Costel. Domnul Costel. Ia puneți-l la ureche. Da. Cu domnul Mihai. Eu nu ai putut. Dania Mihai. Foarte mult. Foarte mult. Ele micuță-s deosebite. Au avut o mână de aur care a făcut briciculițele alea. Au avut o mână de aur. Un om care nu face metru pătrat. Aici la noi așa se zice acum. Că toate lucrările se fac la metru pătrat. Să facă repede să iei bani, nu mai ține cum să fie calitate. Că sunt curcate, am un cu știință. Mulțumesc, acum i-l-am dat la un prieten să se uite la el. Ce zice un prieten? Ce zice? Da, m-am mai admirat. E foarte frumos. Domnul Mihai, dar la România când veniți? Lucru de mână. 200 de euro. M-auziți? Când veniți în România aici să ne pune la masa tăcerii, să mâncăm un mic și o bere de asta românească? Când? Acum e iarna asta? La asta cu doar. Am și cuțitele. Am fiolorat să... Vă așteptăm cu drag. Să puteți să veniți. Cum le-ai sigilat? Le-am sigilat în cuțitele. Am dat cu scoci. De ce? Vreți? Pentru că le-am băgat acolo într-o cutie. Vreți să... Stau, nu există. Nu... Nu există. Vă mulțumim foarte mult pentru cadouri și nu o să rămânem datori. Nu o să rămânem datori niciodată. Da. Nu, încă. Ia să ai niște bagăți pe tăia. Dar nu am încă ciocolată în pula. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Încă un mic și după aia. Asta. Și știți. Spuneți dumneavoastră că vă ascultăm. Nu. Le-a pus pe o parte. Le-am și probat exact după mâinile noastre, ne-am iai. Da, serios. Da. Am probat micile cu mânușile în mână. Că prietenul nostru a zis că și el are o sacă, le-am dat la fiecare câte o pereche. Ca să putem crepa regele la ea. Și am un sac, dar zic că astea din Germania, bă băiete, e diferență. Mulțumim foarte mult. De ce bici din Germania? Foarte mare plăcere ne-ați făcut. Nu neapărat. Pentru valoare, pentru bani, pentru sentimental, așa, o... Da. Da. Mai important, omenie ca și banul. Speciale. Da. Și noi ne bucurăm foarte mult că ați avut plăcere față de noi să ne trimiteți să colaborăm, că nu o să rămânem datori. Da. Stai sănătate, mă băiete. No, deci tare ne-am bucurat să puteți veni și noastră să facem o masă aici adevărată la români. Care zice mai tare? Ei, vin din slaia, mă, vin din slaia. Vinim odată. Nu, să vă trăiască. Vinim odată, când vin la tăi la sigă, vin pe acolo roată pe la noi. Da? Care? Mânze nu. N-am găsit mânze deloc. L-am mai apăsit sistemul, la fel? Nu l-am vândut. La sarmat. Vii. Nu. Adică vii. Nu, dacă mi-a dat de la Moldova 30 de milioane. Dacă la primul meu nu-i serios? E din surul lui Dorin. Uite-te la caii lui Dorin.
Să vezi care îi face. Și apoi îi dai notă. Face, ce să... Se mai aude? Să întrerup? Da. Nu, bă, că e crud. Da, da, vă aud. Da să vi-l pun, da să vi-l pun pe ureche. Nu mai o secundă, Mihai. Nu mai o secundă, Mihai. Stai așa un pic. Fă mă, că așa rău sau... Hai să-l fac să sune altcumva. Stai așa. Nu. Păi vezi, găsești. Mă auzi, Mihai? Nu, stai că acum o să te audă foarte bine. O să te audă foarte bine, domnul Dan. Ține. Nu are nimic. Așa, acum am auzit ce de la el. Sau de mai bine. Ăsta e din textolit ăsta? Nu. Vă ascult. Dacă găsesc cu mare drag, ea nu, mă băiete. Bine. Vă ascult. Da, îi deosebit ce ăsta. Îi foarte deosebit. Asta e. O minute, o să nu știu ce vă am eu. Da, da, da. Da, am făcut-o la strâng. Da, da, da. Întreabă-l pe Ferry și nu mai întreb altcineva. Cât i-am dat pe mânză tărcată de 6 luni, am 10 ani. Nu contează, întreabă-l cât i-am dat pe mânzuță mică de 6 luni. Da, da, e foarte, no, foarte. Când vorbești cu el, neapărat să-l întrebi. Să cât ți-o dat Costel pe mânzuță mică? Foarte bună. De 6 luni, tărcată. Foarte, foarte bună. Da, deci sunt... Nu, sună. Sună și să vezi dacă am avut dreptate ceva. Sunt și aici la noi, mai avem bani, dar sunt anumite lucruri care nu le poți cumpăra, că nu sunt în magazin. Deci nu n-ai dat țeara așa tare. Da, da, da. Am înțeles. Da, da, da. Acum urmăresc să văd dacă intră român, dacă nu, tot comandă de undeva, vreau să cumpăr un aparat, i-a scuță cu țâtile. Nu cu rolă rotundă, cu bandă din aia. Se face la... Am văzut la televizor cu... Sigur. Cred că s-o întrerup. Nu s-o întrerup. Chiar amunea să-i sucă tot sticla de vină aici. Auzi. M-auziți? Nu. Lasă că dacă merem la hăla târg la târg, vreau să-ți promit că vine pe la tine. Deci eu vreau să-mi cumpăr eu... La târg la Siget. Nu aparat. Deci eu... Păi prima lume... Un polizor, dar nu-i polizor, că de la... Da, 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 cu bandă care să fie o parte dreaptă. Ești nervos? Deci am văzut cu trei role... Să vedem, să vedem ce zic și ei. Aici trebuie făcut o tură din pălini. Da, da, da. Deci e foarte important să îmi iau un aparat din ăla ca să fie o parte dreaptă, să poți să-i umblu la cuțit cum vrei, că la rotund e foarte, foarte greu. La da, rotund e foarte greu să ții o lung ca să iasă să treu. Cum trebuie. De ce? De ce să nu beteam? Bă, Cristi, să fac și eu ca pista de tava, să nu cumva să mă pui acolo, că tot îți sparg aparatul ăla. Păi, dar cine-o zis? Cine-o zis? A, la ciofeștii la cărâne. Că durarul ăla nu. Și era acolo cu vașele, era cu vașele. Ce vezi acolo, codurile? Din când a strigat la tine. Să-i pui la Nea Costel, să nu-l tie noaptea. Dar cum? Unde vrei să-l pui? Unde vrei să-l pui? Pe pentele, la gât. Un loc de papion. Pe pentele, la gât, aumă. Un loc de papion. Uite, de acolo marfă, mă, de pus-o verbeci. Cum mă faci? Dar când vă duceți verbeciul? La 3 ianuarie. Sau s-ar putea la 3 ianuarie, când gătă cu curcani. Îi aduceți aici? Îi aduceți aici? Stai să gătăm de mână curcani. Pune-mi da, bine da, acolo. Da, domnul Mihai. Pune-l pe... Stați puțin. Nu, Luca, nu. Dar mă, unde e clopotul? Domnul Costel, nu luați clopotul să vedem. Dar cum să nu-l iau? Din mine de la auză îi iau. Dar ia-l un pic, te rog, din cutie. Mă, cu curcanii. Auzi, Cristinel, cum trebuie să cânte două clopoți, auzi. Nu cântă bine, că sunt pe fix în cureaua. Când mișcă țingalou separat, ai, trebuie făcut acolo, luat șurubul și pus să mișcă. Dar fii atent ce șurubul i-a pus, da, bă, da, Mihai, și nu pus, deci, ăsta, pus și gumă de ala, de plastic. Nu mai subțin șuruburile, după aia joacă. Pare în cureaua trebuie să joace. Fii atent. Deci trebuie să umble sângur, știi? Să am cureaua care îți pusă clopotii de-astea tri, ăsta-i pus așa, și ele două băgate în cureaua, făcut așa cureaua, și prins aici sus, știi? De... Nu stă așa, țapă-n. Trebuie să umble singur, atunci aia... Păi când se face un pic de joc, aici umble, la atunci aia din are noroc. Da, dar trebuie da, să umble. Domnul Costel, ce ne puteți spune de clopoțelele astea? Că dumneavoastră, în decursul anului 2017, ați ascultat multe.
Ce ne puteți spune de aceste clopote? O părere de clopoțele grozave de tot. Să aibă noroc cu strul de ele, să nu merg chiar de berbece aia mare a lui. Când ies pe hotar, nu-l las pe ei. Nu mai ce loc, dacă... În Saivan și pe Grigin. Nu prea știi. Gata! Până îl duci la preunat, lași pe el. Când ai ajuns la leasă, jos clopoței din păcate. Este unul, este o filmare, deci așa ceva n-am văzut în viața mea, pe YouTube. Cu lui, când ne alege toamna, ne bag în sat, deci pe fiecare a doua oaie este clopot. Dar am văzut așa, ce, așa ceva, bă, omule. Ce e clopot? Oaie. De nimbul. Deci așa ce nu de nimbul. Deci așa ceva nu vezi, ce clopot are omul ăla. Nu știu dacă nu le-a vândut pișta, buticiu, are patru iată atâta. Dar de-ale n-am văzut încă pe aici pe două. No. Dube de ale sau clopotele? Dube de ale, dube. Deci la mine ce spui eu pe ăla, avea și ele, virgule de ele, știi de ele mari la mine și de ele de plin. A pe așa ceva, de ele sunete că nu s-aude nimic, nu mă clopă de pol. Așa nu-mi place, am fost la lumea domnul Dan. Deci ăla e un om. Domnul Dan. Da. Am fost acum astăzi în vizită la domn Costel, am văzut că erau curcanii sus pe deal, între cai. Cum stați cu curcile? Foarte bine. Trebuie să-i mai duc o doi zic, el are spațiu acolo. Să ne dea drum acolo pe Leghileu. Din câte am înțeles, și domnul Mihai a cumpărat de la dumneavoastră ceva curci. Și pe Crăciun are comandate. Are comandate deja pe Crăciun. N-are cu ce le duce. Da, și... N-are cu ce le duce. Îi dau căruța. Vine cu iaba și bere cu căruța cu el. Le duce acasă. Mă duc eu. Nu, orică, îi dăm un corbat și pe la podul lor nu mai pe curci. Cam bio. Bio, crescuți bine. Am fost în Maramureș și am văzut acolo oamenii nu aveau curcani. Costel lupul la... Ar putea să vină să cumpere. Chiar am avut în tot Maramureșul câte una. Într-un sat, câte că sunt într-un sat, am atâtea curci. Numai câte una să cumpere unul. Domn Costel, vă doresc păticul de stați așa în poziția asta. Trompeta asta, fă-mă, uite-te direct în trompetă vie și eu trebuie să mă maschez după dânsă. Auză, făcută întorsă la coloană. Domnul Costel, ați fost dumneavoastră pe multe țări străine. Da, să vedem ce are. În ce țară vă place cel mai mult? Pe ca și în România, unde este voi? Dudaș. Ai văzut odată pe vârful muntelui? Am fost. Și nu ți-o venit să te faci, ai duc. Foarte frumos. Nu. Ce, n-ai venit să-ți dau un cal să te faci, ai duc? E, dar păi să mă arunci în cap. Ce zici? Nu ce să te arunce. Ce să te arunce? Că facem o desagă, de așa te împachetăm? După păcă, la pachet mă făcă? Că am într-o parte și eu legăm cu centura, cu centura de asta. Dar copiii cum îi puneau ăia? Ce mulgeau ea pe levă? De aia fără dinții. Mongoli, da. Băi, aveau atâta nii ujerași iepușoarele. Și niște țâță, mă, bată-ne noroc cu ea atâta nii. Așa țâță lungi. Încă așa trăgeau ăia, le mungeau cap pe vaș, bă. Nu, și acasă, dai să mă după aia trăgeau. Dar atâta era știri din dință, unde le fost calciu din muzică? Unde s-a suit cu căluță aia? Oi. Am văzut că de-o mâncau lătivacile, pe deal acolo sus. Dar pe pont de așa o zăpadă să n-am noroc până la cine să băga calul. Până la cinci gruma s-a băgat, dar pe nicuți căruța aia. Au viață grea acolo, dă-i la mare. Bă, și i-a dat drumul la vacă, după Coste. Așa a venit până jos, era mâncată de lupt, jumătate. Dar domnul Costel... Unde să sui cu calul să n-am dacă nu că nu te sui cu picioarele? Domnul Costel, numai blonde aveți. După cal, cu cal, cu tot așa s-a dus cu calul. Cum bă? Calul peste el, s-a băgat, domnul Bădir s-a mai văzut. Nici calul, nici eu. Domnul Costel, numai blonde aveți? Blonde cu cam albă. Iarăi 80, 60, 80. 80, 90, 60. Mără cioc, mără cioc. Dimensiuni, mă. Domn Costel, în bumbă zbura. Cristi, fără cioc pe picioare. Fără cioc sau fără flori. Dar ce am să zic? Jenica, să strângi bagajul să mergi în cea la mătea. Iar îl trimite pe muiere de acasă. Că mi-am găsit una la grici. La Grădici! Și vine cu liboliță. Da, bă, știi strigarea de la Grădici? Că fetele din la Grădici umblă tot cu porodici. Da, nu știi? Nu, înseamnă că n-ai trăit pe lume. Aduce și liboliță. Cine?
Asta gărdiciul? Da, nu mai au din poliția. Da, n-au, au. Nu mai pe am văzut eu pe internet, este din buzare, bă. Așa te arătăți. Păi nu te arătăți. Era și undeva, bă. Dar cingilor nu este nici o să vorbim. Niciunul. Destul de rău, domnul Dan. Dar nu vreau să cumpăr, bă. Vreți să vă las? Cumpăr dacă nu. Cum acum am fost când am fost la Iara. Gilou nu este la nimeni, mă, cine? Domnul Dan. Așa că îți propunite. Din polițele. E bine. Mă, sunt care-s cu minți. Domnul Dan, am văzut acum la Iara. Ai mâncat lapte de libă? Trei bivulițe de vânzare. N-are nu este lapte gătivă. Ieftine. Mă, asta e, dar tu n-ai dat, să cât ai bun. Da, trei. Taur l-au dus din la Macău. Și junici, și am văzut care trebuie să faci. Și fă ta. De ce nu vă luați? Cu oile. De la... Nu te gândesc ce să fac, cum să fac. Care vreau 100 de euro. Umblă după porodici. Cum zici? Ăla e lapte. De dibol. Aoi, de diboliță. Dar ce subvenții bune sunt? Ei subvenții pe aia. Sau trebuie mai multe? Eu nu știu, bătrânul, el și-a nu o să atalegi bolițele. Dar nu dau un lapte, așa-i? 5-6 litri. Nu, și care la care trebuie este că trebuie să-i cânti. Trebuie să-i pui muzică. Să te înframă și mai multe picuri. Trebuie să o mulgă tău cam un om, cam aia e problemă. Care o mulge tău ala trebuie să o mulgă. Să du-te la dat baston, la ăla ce seamănă cu tine. Aia se capră care. La bastonul, are vouă 9 dibolițe, să vezi cum se bagă în sala de mult și pune țâțele și să mărși jos de treabă. Dejunici le bagă în sala cu vacile. Și să mai joacă pe la țâță. Și să mai joacă pe casa, că mica au 13 ani cum s-a mutat acea casă. Pe o sat dincolo la urmă. A fost o căsuță acolo la urmă, a făcut o bun. Dar a avut două țingălă, unde ele vece pe lucrurile. Eu? Am dat o țingălă, i-a dat la băcșuță la mare, de la galbă. Nu de-a luat. Eu mult, de-a luat numărul 5-6. Cu ce să pun pe cai, nu de-a la mare. Ala cât ai arătat tu eu, nouă. De la mare am dat unul la băcșuț. Vezi de la unul ce mi-ai vrut de azul. Da, știu, vorba. Dar au fost cu numele pe dinăuntru. Da, dracu, să uita că nu merg. Exact. Cum merg către Arieșeni. Piști au o țânga la odea, le-au urești. Și le-au o plăieri care v-aș le-o dat. Nu, ce acas, am o urești. Dar acum nu mai cresc. Cu lapte de dibol am crescut eu. Continuă. De dibol. Ia aveți așa braț la fiecare. Nu, Daniel, nu i-am o dibolițe. Când a fost mic, tot timpul bunicii nu m-a făcut dibol. Vinge am putea o diboliță, Daniel, și fă-ți, cumpără-ți mobila în casă și fă-ți jamurile, tătătă și ușile. Și-a fost tot două jamuri acolo la casă. 2500, 25 milioane de diboliță, jurincă, care o fată s-a fătat. Că termopanile să le pui 100 și ceva de milioane. Mai ești din căvașile, nu mai trebuie la nimeni. Costel, o mărs, era o amină căduț, că era de la oi. O venit de la oi, bună, grijă, de două diboliță, de-o luat, rând, de-o șeia atât, adică pica ajuns, ghiță. Le-au ținut, le-au crescut, le-au montat și le-au, făcând o fătat, o fătat una, înainte de târg, cu vreo 9 săptămâni. Și una direct în târg, așa, tot vin sucegani, dădeau bani grei pe ele dacă erau bune. De ce te bași, suia sau muș? De ce nu bag, bune? Era cu bună în târg. S-au băgat pe mușul și după aia, după vreo 6 de vreme, au țipat aia la tădiță. De ce având la 1 milionari, ne ține, da. Nu știu cât o cerut bunul, dar bani grei. Au fost bune, bune, bune. Atâtă ziua mere cu cerușerul. Pe aici cum era Someșeni. Câți cucuruzi erau aici la Someșeni, pe lângă târg? Pe vremuri. Dar Someșeni întotdeauna, știi, că lăsau arac de-ala mea, să nu se bașă unul pe altul, știi? Hard de-ala. Dar atâtă cu secerea, că o să ai bună și aduce în spate la dibă. Da, ba, oameni, că le-au dus în târg, nu așa. Nu au fost multe. Cu ăsta e ideea, e bună. Nu, numai era la oi. Și după aia au ținut și au vândut dibolițele și au luat ăsta, au luat jamurile și mobila acasă. Și am în tot cameră, am mobilă. Și am luat și părat o mobilă de aia de 4 ani de zile de aia de a pula din pal. Și am luat astăzi, am băgat-o în casă, că am ținut afară, cât am făcut pe acolo zugrăveile și boluzele. Să-i sfoliază. Și am luat, dacă vii să vezi, mobila aia e ca nouă care a luat o bună. Am luat 50 de ani. După dibolițe. De mai, nu știu cum zic că asta e bună pentru tine, Costel, erou și aia care, nu știu, zice, să trage de la domnul Viteru, cum zice el, zice că tăi să vii să-ți o cumpăr, să vii să-ți o dau. Deci, oco, de nici împins, am zis tu că să-i ăla la togății. Ala era de minunea la grasă. Da, să sară cai pe ogeții, dar asta te-aș zis să uita să sară cai, nu să trăgea. Zice, de asta a avut când lucrat la... Ei,
Zice ăștia când a lucrat la pădure, zice. Zice asta când lucram la pădure, la cărbun, zice, nu lăsam din mână, zice. Suru. E, adică la pucina. Cai bun, ala. Da, la pucina, suru ăla. Yeah. Aia, ia, pa, ba, sau am îndoit lucrat. Da, domnul Costel, domnul Costel, cu ocazia asta îl salutăm pe domnul Mircea de la Olosic. Da, și dăm și... o botă în cap. Dar de ce se loviți cu bota în cap? Să stai șapca mai bine. Prieten, nu îi stă așa șapca și să stai un pic așa nim. E, dar oricum e prieten. Ca la Marțica. Marțica. La Marțica? Marțica face așa să nu-i se vadă că-s roșu, bă. Ala-i tatălui, Marțica. Da, ce-a făcut o țigară că l-am luat în bani. Are cățălușe frumoasă. Domnul Costel, nu ziceți. Are, are. Nu că zic, cum zice Maria. Și cu minte. Domnul Costel, ziceți. Vă dorim noapte bună, vă salutăm pe toți, să fiți cu minți. Îi mulțumim domnului Mihai. Da, Mihai, să Mihai ăsta nu să aibă noapte bună și celălalt. Să fie cu minți, să nu se joace cu cățaua pe mult, că e mușcă, ca și pe Tibi. Uite de ce probleme are și sără cu Tibi. Pune pe... Pune pe trompetă să se facă. Nu, 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 nu,